În urma alegerilor de pe 9 iunie, noul președinte al Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, de la PSD, a fost ales cu 43,23% din numărul total al voturilor valabile exprimate, în timp ce Gheorghe Flutur, de la PNL, a obținut 40,19% din voturi. Pe locul 3 s-a situat candidatul Alianței Dreapta Unită, Emanuel Ungureanu, care a fost votat de 7,3% dintre alegători. Candidatul SOS, Silvestru Rădăuți Bălan, a obținut 5,12% din voturi, iar Paula Sava de la Partidul Patrioților a fost votată de 2,39% dintre alegători. Cu certitudine, noul Consiliu Județean va fi alcătuit din trei formațiuni politice. Este vorba despre PSD, PNL și AUR. Alianța Dreapta Unită, ADU, formată din trei partide, USR, PMP și Forța Dreptei, nu a atins pragul electoral de 8% pentru a putea intra în Consiliu. În urma alegerilor de pe 9 iunie, PSD a obținut cele mai multe mandate, 17, urmat de PNL cu 15 mandate și de AUR cu 4 mandate. Pentru a putea să asigure majoritatea în Consiliul Județean, PSD ar trebui să aibă 18 mandate.